cu nostalgie îmi îndrept privirea spre vremile apuse mai de mult. Cum înălțam cântarea, poezia, prin gări, pe tren și la răscruci de drum. Mergeam în misiune pe cărare, pe jos, pe dealuri, peste munți și văi. Eram încete, se auzea cântare și rugi făceam pe dealuri în poieni. În tren cântam cu instrumente tare, riscam injurii și amenzi la frați, dar râvna noastră era atunci mare, nu ne lăsam înfrânți la cei mascați. Când resuna vagonul în cântare, se adunau grămadă, oameni mulți, era un har mai mult ca în adunare, se zguduiau din temelie mulți. Și cei mai tari, mai înalți ca Himalaya, îndoctrinați în ateism murdar, ieșea din oameni toată hibernarea, o atmosferă cu statut de rai. Amenințări erau, dar Domnul Slavei a pus curaj ca să cântăm cu foc. Răgneau și demoni, emanând vulcanii, dar noi în Domnul neclintiți am fost. În misiune, în adunări cu frații, ne bucuram în sat și la oraș. Ca vulturii, noi străbăteam Carpații și ajungeam până în țara Oaș. Din Timișoara până în Bucovina, cu trenul foamei ajungeai la Iași. N-aveam confort plătind călătoria, dar dragostea în inimă la frați. Când se înălța în rugi o adunare și iadul zguduit din temelii, cântarea în duh era revelatoare, iar Duhul Sfânt lucra cu prorocii. Simeria, orașul în care la școală meseria am învățat, când te duceai la tren să mergi acasă, dădeai de un evanghelist marcant. Din Căpâlnaș venise sora Ana, țiganca în credință, un erou. Mereu o auzeai vorbind din Marcu, de pocăință și în gări și în tren. Era luată în șuturi de miliții, era târâtă în bătăi la post. Ieșind bătută, glasul ei răsună, striga la toți să vină la Hristos. Vesteam cuvântul în trenul de navetă, ne întâlneam baptiști, penticostali, cu toți în tren, ca și la adunare, o atmosferă cu statut de har. Atunci, în taină, începem rugăciunea. E un moment de părtășie în duh, apoi urma cântarea, poezia, în demnul mântuirii a fost dus. S-au dus acele vremi. Cu har, frumoase, cu gări nocturne și cu frig pe tren, cu rația de pâine pe cartelă, dar mulțumiți în drumul către cer. A fost o zi de mare bucurie, când jos am dat ce s-a părut că-i rău și am strigat atunci libertate, dar drumul ăsta, frați, e și mai rău. Desfrâul la potopul cu păcate în libertate a făcut măcel. Sunt multe crime și orori în noapte, minciuna crește, scade adevăr. Biserica se duce în derivă. Copiii noștri zrobi prin alte țări au învățat cu bogății să lupte, dar mai puțin în lupta pentru cer. Se împart biserici azi pentru amvoane, se fac partide în multe adunări. Nu poți să taci, nu faci așa dreptate când cresc în noi carisme și idei. Iar glasul prorociei nu răsună sau de la uz e în modul general. Sfințenia din teorii rezumă că nu-s descoperiri de rang înalt. Cântarea în multe locuri e lumească, iubirea e cântată spre sedus. Sunt foarte multe în fire legănate, ocupă timpul patriei de sus.
în predici de sfințire radicalii, dar cei mai mulți se opresc de la mustrat. Dar grijă, frați, când operăm în carne, anestezia e lucru obligat. Tiptil în adunări apare lumea, pe nevăzute o clădim cu fân, paie și trestii punem pe deasupra, dar când vor arde, spune ce rămân. Și îmbrăcămintea la mulți nu diferă. Cum îți îmbraci tu copilașii tăi, adolescentei, cum mai poți să-i spune să îmbrace haine sfinte de femei? Și în misiune astăzi nu e trenul, sau chiar de e, el este foarte rar. Astăzi luăm îndemnul cu mașina și în bordul de mașină ținem har. Și tresăltăm, fără cântare în gură, ne bucurăm de bord în misiuni, cât de ușor se merge în lucrare. Nu vezi poieni să faci și rugăciuni. Acei curați găsești și în mașină un timp prielnic de rugăciuni cu foc, cântări, cuvinte fără de carismă, dar curge har când Domnul e în mijloc. Televizorul astăzi nu e locul să vadă mulți din frați un foc străin, iar internetul a ajuns flagelul ca să distrugă în tine ce-i divin. De ce? E o întrebare pretutindeni. De ce nu mai e har în adunări? De ce nu se aude prorocia? De ce în limbi nu se aud cântări? De ce nu-s vindecările și semne? De ce nu-s rugăciunile cu har? Avem predicatori de marcă înaltă, dar nu s-a prinse jertfe pe altar. Privind în zare, parcă vine Domnul, sub cene se așterne dulce somn. Vedem în față fata cea Morgana, uităm a merge înspre Sfântul Tron. Trezește-te, tu, generație din urmă, voi, adunare de întâi născuți, răsună goarna revenirii sfinte, poporule, nu căuta năluci. Să cerem astăzi darul prorociei, să ne îndreptăm toți pașii spre sfințiri, ca în ziua revenirii la răpire să fim și noi cu toți în veșnicii. Amin.